fetele arată bine, băieții au pătrățele. Poate Spike, că el s-o ocupă cu din astea. M-ai văzut tu, frate? Oameni dragi, ăsta a fost spectacolul nostru. Vă mulțumim din suflet că ați venit la show. Mă, bis, n-am mai auzit la stand-up. Sper că v-ați simțit bine cu toții, sau mă rog, cât... Ăștia că-ți au râs de toți banii. Restul, treaba voastră, căcat. Eu vă apreciez oricum. Când ne-am simțit bine cu publicul, am mai stat un pic de vorbă cu ei. Deci dacă e ok, o să mai stăm un pic, nu știu, noi 10-15 minute cu voi. Și de obicei avem niște scaune mai înalte și acum o să fim puțin penibili că avem niște scaune de-astea mici și stăm așa, dar... Până te șezi tu. Vezi? Pune-te la el în poate. Să mă... Nu! Și, da, și spune-i ce vrei să-ți aducă moșul, ce dracu? El nu cred că s-a gândit la Moș Crăciun, el cred că s-a gândit la altceva. Să mă pun la tine în poană. Dar e băiatul ăla homofob aici și nu pot să... Mi-am lăsat aminte de o chestie. Vorbeam cu Claudiu mai devreme vis-a-vis de asta, că noi băieții când vrem să... Când fute unul, parcă futem toți. Și am zis și mai devreme, că mi-a venit și mi-am lăsat aminte de o fază. Apropo că noi suntem, bă, la sex, la futut între noi, suntem până la capăt. Dacă zici la futut între noi, ce e? Așa e, n-am mai dat seama. Ce vrei să spui? Bă, noi când ne... lucram la un moment dat pentru un tip care era foarte... Avea mulți bani, dar era foarte zgârcit așa, nu prea dădea bani. Și aveam un prieten care tot cerea bani împrumut și ăsta nu-i dădea niciodată. Și la un moment dat a venit la birou, am auzit și noi, i-a cerut 3.000 de euro, mi se pare, împrumut. Ăstuia, și ăsta deja începea să găsească scuze să nu vrea să-i dea și ăla a zis, bă, am încățat o tipă, i-a arătat-o pe telefon, super mișto, mamă, uite cum e și am luat undeva la Poiana, la Brașov ceva, vreau să o dau pe spate și vreau să stăm câteva zile acolo și să facem nebunii imediat iată banii. Ce? Bă, deci între noi asta când fute un... Deci de fututa, eu am 3.000 de euro, mă. Bravo, mă, să mă pomenești și pe mine când îți dai drumul. Să mă... Asta e pentru Mircea! Când strigi, o, Doamne, să adaugi un, o, Doamne, Mircea! Săraca fata aia, dai seama, să audă un Mircea, ce? Da. Îți dai seama dacă se face chetă? O, e ca... Ce bună e ca la pomelnic, o, Doamne, Mircea, Stan... Alex! Andrei, Liviu! Da. Zi mai ziceți dacă mai vreți să mai băgați numele voastre pe aici. Ce bună e asta să dai la... să strigi numele omului. Ce aia să fie? Dar cine e băiatul ăsta? Să fie primit, lasă... Eu doar așa pot să-mi dau drumul dacă strig numele unui bărbat. Te căutai într-un club de gay. Ce căutam într-un club de gay? Te întreabă el. M-ai văzut tu? M-ai văzut tu, frate? Da. Dar știi cum e? Ce căutai într-un club de gay? Că eu eram la baie! Că eu știu ce căutai, dar ce căutai tu? Mă căutai pe mine? Nu, niciun caz pe tine, nu te căutam. Bă, am fost cu soția. După dacă... bărbați amândoi. La momentul respectiv nu era soția mea, era iubita mea. Dormiți împreună seara asta în casă? Dar de ce, bă? De ce ne strigi seara? Auzi, mă, dar nu vrei tu să dormi cu el? Sau nu, când zic cu el, nu cu el, cu băiatul... Noi mai avem idei de material, de glume, de stand-up, care nu sunt testate, știi? Și am mai încercat la chestia asta, am zis că decât să ne spunem, mai bine răspunem oamenilor care au plătit bilet. Acum, dacă nu e amuzant, na. Vedem ce o fi. Ai ceva? Bă, aș vrea, la bucata aia cu minciuna, la aia mai vreau să mai adaug niște chestii, printre care una din ele e că... ați văzut că în Biblie este una din cele 10 porunci, e să nu minți. Dar, de fapt, a noua poruncă, am căutat-o și nu e să nu minți, este să nu aduci mărturie mincinoasă asupra aproapelui tău. Adică, ce vrea să spun asta e că, dacă, de exemplu, nu știu, eu mă culc cu prietena celui mai bun prieten al meu, eu oricum ajung în iad. Dar depinde pe câte capete de acuzare, știi că asta e.
Și atunci, dacă el mă întreabă, bă, ai auzit ceva, știi ceva de prietena mea că s-ar culca cu altcineva, eu am voie să-i spun nu știu, n-am voie să dau pe altcineva, adică n-am voie să zic, poate Spike, că el s-o ocupă cu din astea. Bine. Ok. Ce? Și acolo, prietenul ceva bun? Ce? Da, la da, da, da. La cine, la care? A, o. Deci voi doi ați ieșit în oraș, sunteți prieteni. Fostul e prieten, este prietenul meu cel mai bun. Din păcate. Știi când publicul e mai atent ca tine? Da, 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 da. Bufeata a mai făcut chestia asta și au avut oameni din public niște chestii atât de bune, niște glume atât de bune. De uite, mă, fost atenți, mă. Da, mă, pentru că ei sunt atenți că i-au dat bani. Normal că sunt atenți. Vreau să vă povestesc ceva. Eu am cam renunțat la porno de tot în ultima vreme, că... Niciodată. Mamă, commitment, frate, commitment. Niciodată, frate, eu fac laba și la 96 de ani dacă o să trăiesc eu. Ce vorbești, mă? Dacă îi pui mâna lângă pantofi, e același lucru, e aceeași bătăt, știi, e la fel. Tu câți ani ai? Eu? Da. 26. Păi stai, mă, normal că niciodată la 26 de ani. La 27, la 26 ador cu pula mână cum ador copiii cu degetul în gură, cu aia. Tu ești într-o relație sau ești singur? Singur. Și dacă erai într-o relație, tu tot o rupeai, ești de mult la cap. Da o lavă înainte ca să se țină mai mult sau de-astea de tineri. Ia uite cum se aplaudă, ia uite-i, tinerii. Așa e. La 38. Golesc, da, golesc instalație. Mai, că vreau să termin mai repede, nu mă stric combinația asta. Cât dracu vreau să fac sex? 8 minute, dar ce dement, n-am ce face. 8 minute? Dar ai fost foarte specific așa. Am cam renunțat la porno și am aflat că... Eu am crezut că bărbații pe la 35 încolo nu prea renunță la masturbat, la astea. Le-am zis câteva prieteni și au zis exact ce ai zis tu, niciodată. Și mi-am dat seama că e de la mine, deci mie mi-a trecut probabil libidou sau nu știu ce. Nu prea am uitat la porno că, bă, a început și să exagereze porno, mă, să mor, dacă nu e... Bă, sunt prea multe fantezii, sunt de le bagă pe fetele alea, mașina a spălat. Bă, cu frazi vitreși, cu din astea, s-a dus dracu, mă, a luat o razna, efectiv, porno. Nu știu dacă ai intrat vreodată la sex ca și cum să vezi ce-i fac și te-ai dat seama, da, bă, eu nu sunt chiar rău, Cosi Freddy, chiar dacă arăt un pic ca el, eu nu sunt chiar... Johnny Sins, am vrut să zic, da, Johnny Sins, m-am gândit la... Aveam o glumă în care ziceam că arăt ca Johnny Sins și ca pula lui. Dar e foarte bun. Da, vă mulțumesc că pare că vă uitați și voi și la Johnny Sins și la pula lui. Și de fapt voiam să spun altceva. Am încercat, nu știu dacă vă uitați la video chat, mă rog, cu băieții aici, normal. Normal. Cu mândrie. Cu mâna asta. Bă, video chat-ul mi se pare, pentru mine nu e deloc video chat-ul, că nu înțeleg. Eu mă uit la câte o fată din aia și durează mult, mă. E o fată care stă acolo, mai scrie chestii, hey baby, please, nu știu ce. E o fată care stă și vorbește cu mine 10 minute, îmi spune părerile ei și vrea să-i dau bani. Asta e nevastă mea. Nu? Cum dracu să mă uit la... Și ce am realizat eu, am intrat pe site-ul de-asta de video chat și îmi place foarte mult că primele camere de-alea pe prima pagină, bă, totul lux, bă, sunt camere mișto, camere de filmat mișto, e lumina cum trebuie, fetele arată bine, băieții au pătrățele. Te duci un pic, dai scroll mai jos și începe așa, niște vergeturi, camera e de la laptop. Și m-am dat la un moment dat scroll. Am dat la un moment dat scroll și am văzut că sunt 108 pagini mâncate. Și le-am terminat pe toate. Bă, de curiozitate am trecut prin toate, am renunțat la masturbat, am închis fermoarul, am stat, nu vreau să văd ce e. Pe la pagina 10 deja nu mai era nimeni, pe niciun, erau toate, aveau zero viewers, efectiv. Era una care avea mai multe obiecte în ea decât bărbați care se uitau la... Era...
Bă, pe pagina 90 și ceva era atât de trist, îmi venea de, la fetele alea, nu trebuia să dai bani să intri în privat, că erai în privat, erai singur. Și nu mai știu care era gluma pe care vreau să zic aici, mi-am dat seama că nu mai știu. Ah, ba da, știu. Și asta e povestea adevărată. Am intrat la un moment dat, că de acolo mi s-a tăiat cu videochatul, am intrat la un moment dat pe o tipă care era filmată până aici, nu îi se vedea fața. Și era pe vine așa, pe o jucărie sexuală și doar se auzeau așa gemetele. Mamă, și era super misterios și sexy așa și mi s-a părut, mamă, ce tare, super șmecher. Și lângă ea era telefonul ei care la un moment dat a sunat. Și eu m-am gândit că e un scenariu din ăsta de o sună și ea răspunde, hello, no, I cannot, you are stepbrother to me, sau ceva de asta, știi, și vine ăla de fapt și să vezi ce o să iasă, super șmecher. Și asta a luat telefonul, a răspuns, eu eram pregătit, a dus telefonul și am auzit din partea de altă, zi, fă, ce e, urgent! Dacă mai e ceva, na, am crezut că o să se râdă la asta, dar a fost mai mult trist decât... Oamenii mai mult au fost, chiar ți s-a întâmplat asta, bă, și chiar... Sunt... La asta stăteam și mă gândeam, că mai... Nu-mi place să mă uit la porno românesc. Nu-mi place să mă uit tocmai din motivul ăsta, că la un moment dat încep și vorbesc. Și e ciudat să aud români da. Vorbind într-un film porno, hai, dă-mi-o, dă-mi-o toată, ia-mă, e, și astea, asta e ok, dar mai auzi și un, închide, băi, ușa aia. Ușii din becul, că e mai romantic, da, bă. Da. Da, așa e, nu sună bine, nu sună bine când, ah, da, îți place când te fut. Nu, asta nu, asta merge. Da. Voi vorbiți când faceți sex? La voi nu e cazul că sunteți singuri. Între voi, adică. Mai vă sunați unul pe altul. Când vorbesc când faceți sex, mamă, ce-mi plac. Asta ce-mi e. Place când am. Voi sunteți prieteni? Voi vă știți între voi? Da? V-ați gândit vreodată, uite, vă dau, fiți atenți, Inception. Vă dau o idee ce să faceți. Dacă tot a zis că nu vreți nici labă, nici porno să renunțați, să-i dați drumul la un moment dat într-o zi, să dați drumul la același film, la, să stați la telefon, să dați... Da, v-am mirosit! Părea că sunteți genul! Nici nu ți-a trecut prin cap! Nici nu ți-a trecut de mult! Aveam 12 ani și nu mi se scula ca lumea, bă. Nu te-a lăsat să termini. Ce să mai gândesc? N-aș fi putut ce să descriu tot ce s-a întâmplat acolo. Nu că eu nu știu, adică de viață, dacă scap un, a, da, iubito, îmi place, îmi dau seama, mă aud și e, oh, bolu, taci-mi pula mea. Ce-i căcat ăsta? Dar îți place? Când zici, oh, da, iubito, îmi place. Da, îmi place, da. Păi și atunci? Da, nu doar adevărul trebuie. Asta e, minte-o, minte-o. Ah, câte prostie. Dacă tot ce-ar fi... Ah, cât ce puitiții. Dacă tot ce-ar fi sex, ar fi adevărul, aș putea... Nu te înghiți, să mă apura. Deci m-a enervat mai devreme. Asta ar zice ea, nu te înghit. Eu... da, da. Gata, nu mai am nimic. Dacă vreți să mai povestești ceva, să să plecăm. Ca ce să zici? Ce? Muie mocam. Pentru aia doi oameni care știu care e faza cu muie mocanul, a fost amuzant. Pentru restul sunt doar i-a zis unul muie de partea aia, dar a fost... Bă, a, deci ne permit... A, deci mocanul ăsta e un terminat, deci permite oricine să-i zică muie pe stradă. Adică, data viitoare când mă văd, oamenii nu știu care e faza cu muie mocanul. Toți, mă, piși pe tine, mocanul. Nu, stai, era cu muie. Nu, să fă pe măta. Nu, că e de bine. Mi-a zis Claudiu mai devreme. Bă, știi cu cine am vorbit eu azi? Cu nevastă ta. Știi ce-i culmea? Că mi-a zis și mie că am vorbit cu nevastă ta. El e mândru că am vorbit. Da. Că a trimis soția mea care s-a ocupat de turneul ăsta, a trimis mesaje de confirmare pe la rezervărilor și el s-a gândit, o, tu ești soția lui Mocanu, nu? Și s-a gândit să vorbească cu ea. O soție s-a ocupat. Mă. Bine, îți dai seama că pentru ultima oară s-a ocupat de acum, că mi-am dat seama că toți terminații vorbesc cu ea. Iartă-mă, Claudiu, te iubesc.
Hai mă, Negoiță, zici o glumă ca să nu încheiem așa pe... Caut și eu o glumă. Să zicem o glumă? Fă o glumă, tati, că ți-am dat bani, fă o glumă. Fii atent, de unde ți iei un Logan dacă nu prea ai bani? Dacia! Că sunt cu scaunul! Doamne, dragi, vă mulțumim din suflet că ați venit, sunteți super minunați. Aplauze pentru Andrei Negoiță, care a fost aici pentru voi. Alex Bocanu. Sănătate, aplauze și pentru voi. Vă mulțumim din suflet, sper că v-ați simțit bine și ne mai vedem. Vă bubați! Pupis!